cam filme, la o sală de jocuri de noroc din Arad, doi bărbați mascați au amenințat-o pe angajată cu pistolul și au furat banii din casă. Este scandal pe palmieri între primari. Nicu Șordan a scos astăzi palmierii plantați sâmbătă de Robert Negoiță la Piața Unirii. Avioanele MiG-21 Lancer au zburat astăzi pentru ultima dată. 26 s-au prăbușit în ultimii 30 de ani și au murit 11 piloți. Locul lor va fi luat de avioanele F-16. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! A fost un sfârșit de tură de coșmar pentru angajata unei săli de jocuri dintr-un oraș arădean. La 4 dimineața s-a trezit peste ea cu doi bărbați mascați care au amenințat-o cu un pistol să le dea banii. Au plecat cu aproape 8.000 de lei, dar nu au avut timp să se bucure de ei pentru că au fost prinși de poliție la puțin peste 24 de ore de la atac. Ei au fost turnați de complicii lor, doi bărbați care se prefăceau a fi clienți în sala respectivă. Atacul a avut loc în orașul Chișinău Criș și a durat doar un minut. Cei doi aveau însă informații de la prietenii lor care se făceau că joacă la păcănele. În momentul în care hoții au intrat și au început să amenințe cu pistolul, complicii au ridicat mâinile. Unul dintre ei le-a arătat acestora unde este casieria, iar hoții s-au repezit într-acolo. În timp ce unul amenința pe angajata sălii cu pistolul, celălalt a pregătit sacul în care aceasta să pună banii. Speriată și șocată, femeia s-a conformat. Cu banii în sac, mascații au plecat imediat. Aveau să fie însă prinși de polițiști puțin după 24 de ore. Polițiștii au văzut imaginile și au realizat că așa zis și clienții erau de fapt prieteni cu atacatorii, așa că i-au ridicat și au dus la audieri unde aceștia au spus tot. Au fost identificați 4 bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 39 de ani din județele Arad și Timiș, care în baza probatorului administrat au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților judecătoriei Chișinău-Criș cu propunerea lor de măsuri preventive. Unul dintre suspecți era de fapt din Vaslui, dar locuia fără forme legale în Timiș, de unde a și fost dus la audieri. Cât bani sperai să găsești? Aveai intenția să folosești asta? Câți bani ați făcut? Uite de aici, Ce rol ați avut? Ați fost complici? Localnicii din orașul Chișinău, Criș, sunt surprinși de cele întâmplate. Ce părere? Nu-i pază, probabil. Trebuie gardian sau, dacă e noapte deschis, periculos. Dar cineva de aici, poate fi, cine altcineva? Eu mă rog pentru ei, pentru că, și totodată pentru ca dreptatea să iasă la iveală. Reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria Chișinău-Criș au spus că atacatorii s-au folosit în timpul jafului de un pistol de jucărie cu bile, care imita un pistol adevărat. Întreaga sumă furată de cei doi hoți și complicilor, 7.500 de lei, a fost recuperată de polițiști. Uite, palmierii nu sunt palmierii. Primarul sectorului 3 a plantat sâmbătă palmieri la Piața Unirii, iar primarul capitalei a scos astăzi și a dus la ușa lui Negoiță. Nicu Șordan spune că arborii exotici nu au ce căuta în capitală, mai ales că ar fi fost plantați ilegal, fără acordul administrației străzilor. La el, la primărie, Robert Negoiță tună și fulgere și spune că primarul capitalei dorește să betoneze tot orașul. Viceprimarul Horia Tomescu a declarat că centrul capitalei nu este nici Dubai și nici grădina cu maimuțe a lui Negoiță. Uitați cu ce surpriză venim. La Piața Unirii vom avea palmieri. Avem deja, iată că lucrează aici oamenii, colegii, pun aceste plante minunate care ne plac atât de mult și cu care ne pozăm de fiecare dată când plecăm în afara țării, în zone din astea mai exotice. Sâmbătă, Robert Negoiță dădea vestea cea mare cu zâmbetul pe buze. Acum zâmbetul i-a dispărut după ce primarul capitalei i-a scos toți palmierii plantați la Piața Unirii. Totuși la kilometru zero al Bucureștiului, da? Și în momentul în care amenajezi zero al Bucureștiului, trebuie să te consulți cu niște specialiști. Nu poți să vii de capul tău să pui meri, știu eu. Ne-am trezit ieri din nou să fim anunțați cu acești
copăcei. O să-i scoatem și o să-i ducem domnului Oință. Adică la primărie, adică... Ați anunțat la pe primărie, acolo. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, a plantat fără acord palmierii de la Unirii. Din partea administrației străzilor nu a existat niciun document în acest sens. Toată zona aceasta, dacă ne uităm, amenajarea din zona Unirii a fost fără acordul administrației străzilor. Ce vorba de sfidare. În momentul în care primarul municipiului București a venit, i-a spus să oprească și el continuă, asta e sfidare, nu mai e un dialog. De partea lui Nicu Șordan sunt și mulți bucureșteni. Oribil. Oribil? Da. Pentru că nu sunt copaci specifici țării noastre și climatului nostru. Poate în perspectiva schimbării climatice, dar nu acum. Da. Pentru că să pună ceva care ne face plăcere ochiului, într-adevăr sunt frumoși, dar nu aici. Costă 2 lei, adică costă foarte puțin. Până într-o 1000 de lei bucata. Doar 1000 de lei? De la el din buzunar? Că dacă era la el din buzunar, putea să facă, dar așa, nu știu ce să zic, nu mi se pare onest. Și am impresia că aici a fost și o lucrare fără consultare. Adică să întrebe aici cetățenii care traversează zona, cetățenii care locuiesc în zonă. Bună ziua, avem un proiect cu palmieri. Doriți palmieri aici? Sunt și oameni care îl susțin pe Robert Negoiță și sunt revoltați că palmierii au fost scoși. Mi se pare până la urmă ceva normal. Fac parte dintr-un mini-spațiu verde. Nu, am auzit și eu de toate astea că vor să-i scoată muncă, bani și cu taie și acum să distrugem ce am făcut noi. Și cu ce deranja pe domnul Dănuț? Nu se poate așa ceva. Despre palmierii aceștia? Nu suntem de aici din București, suntem din Ploiești, dar sunt foarte frumoși. Robert Negoiță a mai plantat în trecut 14 palmieri pe un pod neterminat din sectorul 3. Volodymyr Zelensky își continuă turul în Europa. Astăzi a venit cu premierul britanic. Ce fel de ajutor i-a promis Marea Britanie lui Zelensky? Aflați imediat la Focus. O poveste veche de 60 de ani s-a încheiat astăzi. Au fost ultimele decolări și aterizări ale avioanelor de vânătoare de origine sovietică, MiG-21 Lancer. Decizia de retragere la Vatra aparține Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a ajuns la această concluzie după ultimul accident cu MiG din 2022. După moartea 11 piloți și 26 de accidente, asta numai după 1990, aviația militară română intră într-o nouă fază cea americană. Carmen Gheorghe, reporter Focus, ne spune povestea ultimului zbor. Carmen, bună seara! Bun găsit, Andreea! Aceasta a fost ultima aterizare a aeronavelor MiG-21 Lancer. A avut loc la prânz la baza 95 aeriană din Bacău. Cei pasionați de aviație au avut șansa să admire aeronavele de aproape și să asiste la ultimul lor zbor. A fost emoționant, având în vedere că tot de pe această bază am învățat să zbor pe acest avion. Aici am făcut cursul de trecere pe MiG-21. Aici am zburat prima simplă cu MiG-21 și se pare că aici am aterizat ultima simplă cu MiG-21. Înainte însă să ajungă la baza 95 din Bacău, aeronavele militare au decolat pentru ultima oară din baza 71 aeriană din Câmpia Turzii și din baza 86 aeriană din Borcea. A fost un adevărat spectacol pentru public, iar retragerea avioanelor MiG-21 Lancer va rămâne cu siguranță în istorie. Destul de dificil, dar este un avion foarte frumos și iubit. Este un avion care a fost ținut în viață peste 60 de ani în forțele române datorită pasiunii oamenilor. Avioanele MiG-21 au fost cele mai importante aeronave militare ale forțelor aeriene române. Au intrat în dotarea armatei între anii 60 și 80. Atunci erau 400. După căderea comunismului, 111 avioane au fost modernizate și dotate cu sisteme care sunt compatibile cu cerințele NATO. Atunci a apărut modelul Lancer. Peste 700 de milioane de euro s-au cheltuit în procesul de modernizare. Aceste aeronave militare moderne au intrat treptat în dotarea forțelor aeriene române între 1997 și 2002. În urma acestei modernizări au fost create 3 categorii de MiG-uri. Vorbim aici despre 71 de avioane Lancer A pentru atac la sol, 14 avioane Lancer B cu dublă comandă, folosite în general pentru instruirea piloților, și 26 de avioane Lancer C, varianta de atac aer-aer. Aceste aeronave au fost retrase ușor-ușor, iar acum România se mai bazează pe mai puțin de 2 escadrile complete. Asta înseamnă în jur de 30 de aeronave, dintre care ar mai fi funcționale 24.
Cele mai multe aeronave au fost retrase din cauza accidentelor. După 1990 au avut loc 26 de astfel de incidente, în urma cărora au murit 11 piloți. Primul a avut loc pe 18 mai 1994. Atunci, un MiG-21 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Avionul a fost distrus și pilotul a murit. Unul dintre cele mai grave accidente a avut loc însă pe 27 iulie 1995. Atunci, un MiG-21 s-a prăbușit la deveselu după doar 15 minute de la decolare. Aeronava executa un zbor de cercetare meteo combinat cu un exercițiu de luptă care simula trageri în ținte terestre. Ambii piloți au murit. Cel mai recent accident a avut loc pe 2 martie 2022. Un avion militar MiG-21 Lancer din dotarea bazei 86 s-a prăbușit. Aeronava executa o misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei. În urma prăbușirii, pilotul a murit. Acum, după retragerea MiG-urilor, vor fi folosite aeronavele F-16, care au intrat recent în dotarea forțelor aeriene române. Sunt 17 la număr, prea puține însă să poată să acopere toate misiunile de poliție aeriană. Astfel că în următorii 2-3 ani, dacă nu și mai mult, vor rămâne în uz câteva MiG-uri, chiar dacă nu mai pot funcționa la capacitatea maximă. Avioanele F-16 au fost cumpărate în două tranșe din Portugalia și au fost modernizate cu ajutorul Statelor Unite ale Americii. Tot acest pachet a costat în jur de 628 de milioane de euro. România va mai cumpăra din Norvegia 32 de avioane de vânătoare F-16 care vor înlocui aceste MiG-uri învechite. Doar că avioanele F-16 vor deveni operaționale în cel mai bun caz la finalul anului. Achiziția depășește aproape 350 de milioane de euro, dar România va cheltui în plus în jur de 100 de milioane de euro pentru modernizare. Regele Charles al III-lea vine în România, monarhul va sosi în țara noastră pe 2 iunie și va merge și la reședința lui de la Viscri, au precizat surse oficiale pentru news.ro. Este prima vizită de după încoronarea de săptămâna trecută, iar detalii despre această vizită are Livia Graur. Livia, bună seara, ce informații sunt? Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Potrivit informațiilor obținute de news.ro, regele Charles al III-lea va sosi în România pe data de 2 iunie și va merge la Palatul Cotroceni, acolo unde va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Regele Charles nu va fi însoțit de regina Camilla, soția sa, iar după această întrevedere va merge la reședința sa de la Viscri. În urmă cu 25 de ani, Charles, pe atunci prinț de Wales, ajungea pentru prima dată în inima Transilvaniei, la Viscri. Acolo a cumpărat o casă, este un sătuc care este cel mai promovat loc din România. A cumpărat, vă spuneam, o casă și acel loc a devenit un punct de atracție și este în prezent în patrimoniu mondial UNESCO. Acum străini și români deopotrivă investesc în zonă, cumpără și recondiționează proprietăți, cu toții mânați de aceeași dorință și de aceeași pasiune ca cea a regelui Charles, dragostea pentru autentic. Dar legăturile lui Charles cu România sunt cu mult mai profunde, chiar el declara că străbunica sa s-a născut în județul Mureș și a copilărit în Cluj. Iar ambasadorul Marii Britanii la București vorbea într-un interviu pentru Focus despre dragostea regelui Charles pentru România. He doesn't come here because he has to. He doesn't come here because of some sort of raison d'état. He comes because he wants to, because of what he sees here and what I referred to as the Romanian offer. The special thing about the king and his relationship with Romania is that he says to Romanians, it's good to be Romanian. Romania is a good country. It's got some things which most other countries have lost, and the balance that you can find of people living in balance with nature is something absolutely essential to our modern world. Premieră în istoria Turciei, președintele va fi ales în al doilea tur de scrutin, care este programat peste două săptămâni. Asta după ce niciunul dintre candidați nu a obținut jumătate plus unul din voturi, iar diferența dintre este de 5%. Atât președintele în funcție, Erdogan, care a reușit să câștige 49,5%, cât și opozantul său, Kemal Kılıçdaroğlu, cu 44,8%, spun că sunt gata pentru turul decisiv.
Au fost alegeri strânse în primul tur de scrutin. După numărarea peste 99% din voturi, Erdogan conducea cu 49,4%, iar Kilidaroglu avea 44,96%. Președintele în funcție a avut o poziționare mai bună decât au prezis sondajele de dinainte alegerilor. En yakın rakibimize şimdiden 2.600.000 civarında fark attık. Opoziția a acuzat alianța lui Erdoğan că a întârziat apariția rezultatelor prin depunerea contestațiilor. Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlar, itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek: Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var. 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Al treilea candidat prezidențial, Sinan Ogan, a primit 5,2% din voturi. Ogan ar putea fi pionul decisiv în lupta politică din turul 2, în funcție de candidatul pe care îl va alege să-l susțină. Değerli arkadaşlar, önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak ve bu 15 günlük süre boyunca eğer seçimler bu sonuçlarla tamamlanırsa ve ikinci tura kalırsa bu süreçte milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demiyoruz, demeyeceğiz. După ce a primit peste 5% din votul exprimat, al treilea candidat prezidențial, Sinan Ogan, a spus că va analiza cu atenție ce vor spune ceilalți doi candidați despre securitatea națională și despre interesele țării. Erdogan are prima șansă, iar opoziția și-a atins vârful maxim, spune istoricul Ionuț Cojocaru. Voturile lui Ogan se vor duce către Recep Tayyip Erdogan fără doar și poate. Ar fi o ciudățenie a logicii să-l susțină pe Kemal Kılıçdaroğlu. De aceea cred că Erdoğan a fost foarte degajat și știe faptul că, trebuie să sublinez aici, are toate instituțiile, are mass media în proporție de 99% și tot ce ține de lucru acesta pregătit pentru victoria din 28 mai. Dacă era vreo șansă, în momentul acesta trebuia ca opoziția să o fructifice. Va fi o campanie electorală furibundă, sunt de părere experții. Avem de asemenea rezultatele finale pentru alegerile parlamentare. Aparent, Partidul AK și aliatul său naționalist MHP aparent vor avea în acest moment, par să aibă majoritatea în Parlamentul unicameral de la Ankara. Deci, ne așteaptă ori o putere consolidată a lui Erdoğan la nivel prezidențial și parlamentar, sau dacă va câștiga opoziția, vom avea puterea împărțită, un parlament controlat de către Erdoğan și puternicul post prezidențial ocupat de către un reprezentant al opoziției. Pentru Turcia, țara cu 85 de milioane de locuitori, urmează două săptămâni de incertitudine, care ar putea agita piețele financiare. Experții se așteaptă la fluctuații ale monedei și ale pieței bursiere. Volodymyr Zelensky își continuă turul de forță prin Europa. Astăzi a fost întâlnirea cu premierul britanic, după ce în weekend s-a văzut cu președintele francez și cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. Vizitele sunt partea efortului ucrainean de consolidare a relațiilor bilaterale. Totodată, Zelensky speră la mai mult sprijin militar pentru demararea contraofensivei. Невизначеність – це головне джерело для дестабілізації. Коли невизначеність існує, вороги демократії думають, що нею можна скористатися, щоб захопити щось собі. Настав час прибрати найбільшу безпекову невизначеність в Європі, тобто ухвалити позитивне політичне рішення про членство в НАТО. Volodymyr Zelensky a discutat cu premierul britanic Rishi Sunak despre crearea unei coaliții de avioane. Today we spoke about the jets, very important topic for us because we can't control the sky, you know it. So I think you know everything deeply because we're real partners. Rishi knows all the details what's going on our battlefield. Thank you very much. And we want to create this jets coalition.
and I'm very positive with it. Totuși, purtătorul de cuvânt al premierului Marii Britanii a anunțat că țara nu va trimite avioane de luptă Ucrainei, după ce armata ucraineană a indicat că ar prefera să folosească avioanele F-16. Chiar dacă nu trimite avioane, Marea Britanie poate juca un rol important în această coaliție prin pregătirea piloților sau suport logistic. Zilele trecute, Marea Britanie a anunțat că va trimite Kievului rachete cu rază lungă de acțiune. Other countries are involved. I'm talking to those leaders. I'll be doing more of that this week in my international engagement, and we're very keen to build that coalition of countries to give Vladimir and his people the aircraft support that they need. Ajutorul venit din partea Marii Britanii nu va influența rezultatul operațiunii militare speciale, a fost răspunsul prompt al Kremlinului. Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания pretinduit na to, чтобы... Înainte de vizita în Marea Britanie, președintele Zelenski s-a întâlnit la Paris cu Emmanuel Macron. Acesta a promis sprijin suplimentar Kievului. Franța va furniza în zilele următoare 10 de tancuri ușoare și vehicule blindate care vor ajunge pe frontul ucrainean. Cu o zi înainte, cancelarul Germaniei Olaf Scholz a anunțat un sprijin militar de 2,7 miliarde de euro pentru Ucraina. Un copil de numai câțiva ani, orfan de război, este cel care l-a desemnat pentru prima dată. Ostașul necunoscut în persoana tatălui său, povestea sa mai puțin știută imediat la Focus. Peste 1000 de medici specialiști din România nu au unde să profeseze, este declarația ministrului Sănătății. Alexandru Rafila a făcut un apel către spitale pentru a scoate la concurs posturile unde este nevoie de resursă umană. România se confruntă cu o lipsă acută de medici, mai ales medici urgentiști. În țara noastră există județe în care sunt mai puțin de 10 medici de urgență. Eu o să fac din nou acest apel la spitale să solicite posturile de medici, de asistenți medicali de care au nevoie și să le scoată la concurs și vă promit că voi face un memorandum în guvern ca să aprobe scoaterea la concurs a acestor posturi, chiar dacă există în vigoare această ordonanță. Mi se pare o nedreptate și nu pot să o accept și nu are niciun fel de raționalitate să avem peste 1000 de medici care au devenit specialiști și ei să n-aibă unde să lucreze. Deși există o ordonanță care limitează angajările la stat, inclusiv în sectorul medical, Rafila a subliniat faptul că îi se pare inacceptabil ca peste 1000 de tineri să nu-și găsească un loc de muncă. Iar nevoie este. O statistică a Ministerului Sănătății arată că sunt județe în țară unde numărul medicilor de urgență este sub 10. Vorbim de 12 județe, printre ele sunt Buzău, Ialomița, Sălaș și Tulcea. Aici sunt doar 5 sau 6 medici de urgență, deși nevoia este mare. În prezent în România sunt undeva la peste 900 de medici de urgență, în timp ce nevoia reală ar fi de peste 2000. De multe ori, pentru că sunt puțini, medicii urgentiști rămân în spitale mai mult decât prevede programul de gardă. În acest context, puținii medici care practică această specialitate ajung de multe ori la epuizare. Practic, deficitul e cam de 50% în sistemul de urgență, în așa fel încât să putem funcționa corect și în perioadele de liniște, dar și în situațiile în care există o solicitare mai mare din punct de vedere al cererii. Un rezidențiat în această specialitate durează 5 ani. Urmează pregătirea și examenul. Însă mulți tineri, după ce văd despre ce e vorba, aleg să renunțe din primul an. Nu toți pot duce această specialitate și nu neapărat din perspectiva efortului fizic, cât mai degrabă din cauza presiunii psihologice care este asupra medicilor de urgență. Unele specialități în care există deficit în anumite zone ale țării și aici eforturile trebuie făcute în a crește atractivitatea față de aceste specialități medicale și acest lucru se poate face informând mai bine să zic, studenții din timpul pregătirii lor, în momentul în care medicilor li se vor crea niște condiții care să le asigure o activitate medicală în spitalele sau unitățile sanitare unde se scot posturile conform pregătirii lor, deci condiții în care să-și poată desfășura un act medical la înălțime, așa cum au fost pregătiți. În acest moment ne lipsesc peste 11.000 de medici. În peste 300 de localități nu există nici măcar un medic de familie.
La fiecare colț de stradă sau scară de bloc vedem cel puțin un adolescent care fumează sau bea alcool. Chiar dacă există o lege împotriva vânzării acestor substanțe minorilor, totuși mulți cumpără fără nicio reținere. La unele magazine nici măcar nu sunt întrebați de vârstă. Astfel a fost inițiat un proiect de lege prin care vânzătorii ar trebui să ceară buletinele înainte de a le vinde. În caz contrar, proprietarii magazinelor sau localurilor ar putea primi amenzi de până la 500 de lei. Peste 90.000 dintre copiii români fumează zilnic. Este o realitate la care mulți părinți rămân nepăsători. Mai mult, chiar mulți dintre ei își trimit copiii să le cumpere tutun sau alcool. Facem lucrul ăsta de când s-a dat în discuție. Noi cerem buletinul. Am pățit cazuri care m-a trimis tata să dați un pachet de țigări. Bineînțeles, am cerut buletinul, zic, fără părinte, dacă nu ai 18 ani, fără părinte nu se dă niciun pachet. Oamenii spun că tinerilor ar trebui să li se ceară buletinele. Alții, în schimb, sunt nemulțumiți pentru că astfel vor sta mai mult la coadă. Mi se pare normal. În alte țări, cam de la 20 și ceva au voie să și consume țigări, băuturi. Se văd diferențele între un adult și un minor. Și credeți că vor fi mai aglomerate magazine? Obligat. Obligat. Și toate sunt pe timpul nostru. Mi se pare ceva corect, că trebuie pe buletin să aibă și anii potriviți. Ceva normal. Inițiatorii unui nou proiect de lege spun că minorii nu ar trebui să cumpere țigări și alcool. Dacă proiectul va fi votat, adolescenților li se va cere buletinul la magazin pentru validarea vârstei, lucru care până acum nu era obligatoriu. Verificarea buletinelor este strict pentru certificarea vârstei, nu pentru reținerea datelor de acolo. Se face o procedură simplă internă pentru fiecare operator economic care să fie în concordanță cu GDPR-ul, adică doar se consultă în vederea instituirii legii. Unele supermarketuri au instituit această verificare a vârstei, deci se oprește când scanezi alcoolul, se oprește și trebuie să vină unul dintre angajați să certifice faptul că ai peste 18 ani. Proiectul de lege este acum la Camera Deputaților, iar dacă va intra în vigoare, magazinele sau localurile care nu respectă legea vor primi amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Un studiu făcut de Salvați Copiii arată că 15% dintre adulți au declarat că au început să fumeze înainte de a împlini vârsta de 14 ani. De fiecare dată când spui Transilvania, te gândești la lucruri diferite, deosebite și parcă mai bune, mai gustoase. Rețetele influențate de saș, secui sau maghiari au o savoare aparte. Un astfel de ingredient este rubarba, o plantă pe care o găsești în special în zona satelor Săsești. Urmăriți un nou episod din seria Mănâncă Românești, unde mers Prima News, susținut de Prima TV. Să începem cu începutul. Ce e rubarba? E o plantă cu multiple beneficii și proprietăți. Se plantează fie primăvara, fie toamna și se recoltează de regulă de două ori pe an. Are un gust acrișor, cu un conținut bogat de fosfor, potasiu, magneziu, fier, zinc, dar mai ales vitamina C. A fost adusă de saș acum mulți ani și îi place în zona asta. Chiar dacă nu e un soi românesc, prin utilizarea pentru dulcețuri, siropuri și compoturi, ea și-a găsit loc în bucătăria noastră și an de an gospodinele din zona satelor Săsești inventează noi și noi rețete și utilizări. O foloseau la compot, la gem, la prăjitură. Adică vrei să-mi spui că e aperitiv felul 1, felul 2 și desert? Noi de când sărbătorim sărbătoarea rabarbarului, anul acesta este a 10-a ediție, am încercat în fiecare an să aducem un produs nou. Am început cu prăjituri și compot și după în fiecare an am adus ceva nou, ca de exemplu ciorba cu rabarbar. Noi o facem și cu salam sau cârnați, tot din zonă. Și în loc de sosul de roșii, noi punem sos de rabarbar. Ne-am lămurit. Imaginație să ai și rubarbăr suficient, pentru că limitele nu sunt când vine vorba la ce poate fi folosită această plantă. M-am dat mai aproape ca să-mi iau și prăjitura. No, no, no. Nu veniți aici, e prea bun, n-are rost să aglomera zona. Nu. Pa, pa. Femeile din comuna Saschiz s-au constituit într-o asociație non-profit. Organizează o sărbătoare, iar fondurile pe care le strâng sunt folosite pentru ajutorarea diverselor cazuri medicale. Surplusul merge la comercializare, la punctul de informare turistică. Suntem o mână de femei
cam 21. Am înființat asociația în 2016 și facem diferite activități pentru comunitate. Cu banii strânși din activitățile noastre, adică din donațiile ce le primim, organizăm în toamna un târg pentru sănătate, adică niște analize pentru locuitori. Cu alte cuvinte, toată cămara de bunătăți pe care o vedeți și toată agitația produsă de sărbătoarea rubarbarului are drept scop susținerea comunității și menținerea unor legături cât mai strânse între membrii acesteia. De altfel, multe dintre fructele și plantele din zonă se transformă în gemuri, dulcețuri sau siropuri. Facem și gemuri și siropuri din toate fructele ce le găsim în zonă, fructe de pădure, de grădină, facem gemuri de rabarbar, de coarne, de mure, de zmeură și tot așa și siropuri. Tot ce ați auzit și văzut a fost realizat cu ajutorul fondurilor europene. Procesarea, depozitarea și păstrarea sunt activități desfășurate într-o casă săsească, dincolo de porțile înalte, cu multă voie bună și zâmbete. E mai puțin obișnuit să auzi că totul e pe bază de voluntariat, că e vorba de produse locale și naturale 100% și că scopul nu este câștigul pecuniar, ci recunoașterea zonei, atragerea turiștilor și promovarea rețetelor locale. Am vrut să fie o inițiativă mai degrabă locală cu iz de sărbătoare, prin care să promovăm nu doar rabarbarul, ci și ce are să schimbe mai bun și mai frumos. Consumați produse locale! Mâncați românești! O poveste mai puțin cunoscută se scria în România acum un secol, la numai câțiva ani de la încheierea primului război mondial. Ca omagiu pentru eroii care nu au fost niciodată identificați, avea loc o ceremonie religioasă pentru desemnarea ostașului necunoscut. Iată cine este cel care l-a desemnat pentru prima dată. Alegerea soldatului necunoscut s-a făcut pentru prima dată în 1920 pe câmpul de luptă de la Verdun, de către un soldat care își pierduse tatăl în prima conflagrație mondială. 3 ani mai târziu, în luna mai, România a urmat exemplul Franței. Astfel, 10 soldați au fost dezgropați de pe câmpurile de luptă de la Mărăști, Mărășești, Oituz, iar sicriele cu osemintele lor au fost duse la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Mărășești. Un copil de 12 ani, orfan de război, elev la școala militară, a ales eroul în prezența reginei Maria și a regelui Ferdinand. Pe 2 rânduri erau așezate coșciugele, iar orfanul de război Amilcar Sândulescu a fost adus de un ofițer, l-a plimbat printre sicrie și la momentul când el a decis, a întins mâna spre unul dintre sicrie și a spus: acesta este tatăl meu. Din nefericire, Amilcar Sândulescu a supraviețuit doar 2 săptămâni de la momentul alegerii ostașului necunoscut. Avea să piară înghițit de valuri la mare, acolo unde era într-o scurtă vacanță. Colegii săi spuneau că băiatul le povestise un vis despre un cal mare și negru care voia să-l înghită. La 100 de ani de la acel eveniment, la mausoleul de la Mărășești, a avut loc o reinterpretare istorică, omagiindu-i astfel pe toți cei care și-au jertfit viața pe altarul patriei. Prin victoria de la Mărăști, de la Mărășești, de la Oituz, Orsoveja, se deschidea drumul unei veritabile renașteri naționale prin curajul, eroismul și cu sacrificiile ostașilor români care au decis că pe aici nu se trece. Mausoleul de la Mărășești este un altar sacralizat prin sângele a peste 5.000 de ostași care odihnesc aici, alături de generalul lor, Ieremia Grigorescu. La ceremonia de la mausoleul ostașului necunoscut au participat și sute de vrânceni, care și-au adus cu ei copiii pentru a nu uita niciodată un moment crucial din existența națiunii noastre, reîntregirea țării. Ce simțiți în momentul acesta? Un sentiment de mândrie, fiindcă niște oameni care s-au jertfit pentru țara asta chiar au nevoie de o comemorare așa și cred că e necesar ca să păstrăm aceeași tradiție și peste ani. Un sobor de preoți l-a însoțit pe înalt preasfințitul Părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, la Biserica Adormirea Maicii Domnului, unde acum 100 de ani a fost ales eroul necunoscut. La 30 de ani am început să vină Sfânta Biserică să aduc jertfă eroilor necunoscuți care deja sunt cunoscuți pentru Dumnezeu, dar necunoscuți de noi. Ceremonia de la Mărășești a fost organizată de Ministerul Apărării Naționale prin Garnizoana Focșani și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.
În această seară vom afla câștigătorii Festivalului de Film India al producătorilor de film independenți. Sunt 30 de producții nominalizate la cele 8 categorii. Canalul Cine Maraton, partea trustului Clever Media, din care face parte și Prima TV, este partener media al acestui festival. Alexandra Popescu este acum la Teatrul Odeon. Alexandra, bună seara! Ce film este favorit pentru a câștiga marele premiu? Bun găsit, Andreea! Sunt foarte multe filme, documentare și chiar animații care au rulat în aceste zile la festival și care se luptă pentru cel mai bun la categoria la care sunt nominalizate. O să spun doar atât că la cea mai importantă categorie și anume la cel mai bun producător indie al unui film de lung metraj sunt nominalizate 3 filme și anume Capra cu treiez, un horror în regia lui Victor Canache, care este inspirat din povestea lui Ion Creangă, Blue Moon, o dramă în regia Alinei Grigore și Klaus of Chernobyl, dramă și thriller în regia Ligiei Ciornei, însă cele mai multe detalii ni le poate da domnul Toma Enache. Spuneți-mi, vă rog, ce filme au fost văzute în aceste zile aici la festival și spuneți-mi de asemenea care este diferența dintre producțiile din ceilalți ani și producătorii de anul acesta. Aș recomanda, dacă ar fi fost după mine, aș fi premiat toate filmele care sunt nominalizate. Și la animație, și la documentar, și la lungmetraj, și la scurtmetraj, și la cel mai bun producător al anului. Cred că este una din cele mai bune ediții. Se observă o creștere a filmelor independente românești. Știu cât de greu este să faci un film independent și anvergura pe care o au unele filme face să pară, să dispară diferența dintre un film independent sau un film cu finanțare de la stat sau din alte părți, care știm că sunt mult mai mari. Așa că pentru mine a fost o bucurie să pot onora, să putem împreună cu juriul de anul acesta, Dana Duma, critic literar, actrița Monica Davidescu și directorul Cine Maraton, Adrian Bucă, au notat și au ieșit notele câștigătoare pentru filmele pe care le vom premia în această seară. Niște filme foarte bune. Mi-aș dori atât de mult să vadă cât mai mulți și mă bucur că a crescut și numărul spectatorilor care au venit la Cinema Union să vadă filmele independente între 12 și 14 mai și așa cum vedeți, în țara asta sala de la Teatrul Odeon va fi plină ca să-i onorăm, să-i premiem pe producătorii independenți, acești mari nebuni ai micilor bugete. Așa cum îmi place să spun, pentru că da, este o nebunie să faci film independent, o pasiune care nu are limite poate să te împingă să vrei, să-ți dorești să faci film independent. Avem câțiva favoriți probabil în această seară. Aș vrea să-mi spuneți așa, poate pentru fiecare categorie sau câteva categorii. Nu dezvăluim. Sunt 3 nominalizări. Dintre ei unul va câștiga, dar vor mai fi 2 premii acordate și de, în cadrul IPIF, de UCIN prin domnul Damian Laurențiu și de UARF, Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film, prin domnul Ion Cărmăzan. Deci încă 2 filme vor fi premiate și vor câștiga și premiile sunt și în bani, ceea ce pentru un producător independent este foarte important. Așadar, în această seară, începând cu ora 19, va începe gala de premiere. Vom vedea și care sunt filmele. În direct pe Cine Maraton. Da, în direct pe Cine Maraton, iată. Și vom vedea acolo și care sunt filmele câștigătoare. Andreea, înapoi la tine. Alexandra, mulțumesc. Cannes este în fierbere. Mai sunt câteva ore până când începe cel mai mare festival de film din lume. Cum merg pregătirile și cine va străluci pe covorul roșu, aflați imediat după pauză. Vă aștept. Au mai rămas doar câteva ore și începe cel mai mare festival de film din lume, cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Pe posterul de anul acesta apare actrița Catherine Deneuve. Iahturi acostate, Marea Lină, nisipul fin și un celebru covor roșu sunt imagini surprinse din dronă la Cannes, cu doar câteva ore înainte de începerea marelui festival de film, la care vor participa nume sonore din industrie precum Michael Douglas, Leonardo DiCaprio sau Robert De Niro. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Posterul de anul acesta o arată pe emblematica actriță franceză Catherine Deneuve. Le poster est très bien. Le noir et blanc, c'est déjà, j'adore noir et blanc parce que je prenais beaucoup de photos en noir et blanc il y a quelques années et la photo de Catherine Deneuve, c'est un hommage à Catherine Deneuve.
de l'œuvre et ils ont fait un très 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 beau choix en faisant ces affiches pour le Palais Festival. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Ma française est très importante et je pense que pour beaucoup de Français, elle représente vraiment le cinéma qu'ils connaissent, quoi. Anul acesta, România nu participă la Festivalul de Film de la Cannes. Motivul nu este însă unul clar. Cred că cei care au făcut selecția ar trebui să răspundă la întrebarea asta, de ce nu sunt acolo. Și, pe urmă, cred că a doua întrebare ar fi, oare au trimis filme și nu au fost selecționate sau poate s-au hotărât să meargă doar la Berlin, unde de altfel un documentar a și câștigat anul ăsta, și la Veneția, unde tot așa a fost o lungă pauză de la Francesca până la filmele recente. Și-ar fi zis, hai să mai sărim un pic peste Cannes, deși cred că aici e foarte important să ne aflăm. Faptul că anul acesta țara noastră nu participă la festival ne va da motive pentru anii viitori, spune criticul Irina Margareta Nistor. Cred că sunt mari favorite, pentru că, vezi, noi în România avem masculin feminin, deci nu suntem neutri precum englezii sau americanii, și cred că în partea feminină se vor duce niște premii. Anul acesta, în cursa pentru Marele Premiu, sunt 7 femei regizori din totalul de 21 de participanți. Ultima oară când o femeie a plecat acasă cu premiul Palm d'Or a fost acum 30 de ani. În 1993, regizoarea neozelandeză a primit premiul pentru filmul Pianul. Marina Nițoiu ne aduce chiar acum știrile din sport. Marina, bună seara, ce informații ai? Bună seara, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. A fost nebunia seară pe Național Arena. FCSB a câștigat cu CFR Cluj, iar fanii au făcut revelion. Pot visa la un nou titlu după 8 ani. Cu toate detaliile, dar și cu alte subiecte, vă aștept de la 7 fără 5 minute. Spectacolul la FCSB CFR Cluj a venit la final. Suporterii au fost în număr record pe Național Arena. Gigi Becali a stabilit 3 prețuri pentru echipa sa. Până să vândă, face deja strategia de transferuri pentru sezonul viitor. Fosta iubită a lui George Clooney din Italia s-a combinat cu un român. Jucătorii Barcelonei au fost sunați de Messi imediat după ce au luat titlul în Spania. De la sport mergem la meteo. Colega mea Roxana Gheorghean ne spune mai multe despre starea vremii. Roxana, te ascultăm. Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Mâine vremea va fi caldă pentru această dată, însă în regiunile intracarpatice, în zonele de munte și în sud-vestul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În aceste zone vor fi înorări accentuate, averse și descărcări electrice. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și este posibil să cadă și grindină. Vântul va continua să fie activ pe crestele Carpaților meridionali, în sud și în est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Andreea? Roxana, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Diana și Cove aduc imediat premii mari la primii câștigă, iar de la 20 începe căutarea pe câmpul încălțărilor pierdute. Fotbalul suporterilor este pe canalele Prima Sport de la 20:30 în direct pe Prima Sport 1. Dinamo se bate pentru promovarea în Superliga 1 cu Steaua. De la 22 cântă tribunele engleze în Leicester Liverpool. Să aveți o săptămână frumoasă. Pe mâine!